Putem să spunem că astăzi este începutul, sfârșitul acestei guvernări. Să vedeți ce se, vor întâmpla, se va întâmpla în 2 ani. 2 ani sunt suficienți ca lumea să, să vadă care vor fi consecințele adoptării acestei legi. Însă, revenind la poziția președintelui Republicii Moldova, acum o lună și jumătate, Coaliția Civică pentru o Guvernare Democratică și Transparentă, condusă de Radu Bușila, a adresat o scrisoare deschisă președintelui, pe care l-a rugat să facă două chestii. Domnule președinte, uzați de dreptul dumneavoastră constituțional și ieșiți în fața Parlamentului cu un mesaj în calitate de șef al statului, chemându-i pe cei din Parlament și de la Guvern să se abțină, să renunță la adoptarea acestei legi. Iar dacă nu veți fi suficient de convingător, să uzați de dreptul dumneavoastră legal și să inițiați un referendum național. Răspuns semnat foarte așa pe lung de prietenul nostru Ion Păduraru, șeful aparatului. Uite așa o semnătură din kilometru. 3 sau 4 alineate care spun: domnule Bușilă, ne este foarte interesantă poziția dumneavoastră, ne bucurăm că sunteți activ civic. Niciun cuvânt la concret. Domnule, ești laie sau bălaie, pentru sau împotrivă, vei iniția sau nu vei iniția? Este acest un răspuns care arată că este arată că este în conspirație cu cei de la guvernare, da. Și de-aia și a fost pus acolo această mămâie. Înțelegeți? Care nu știu de ce toată lumea tratează cu maximă respectabilitate. Să nu uităm de un alt personaj care astăzi s-a dat cu pardonul la gard. Igor Dodon, dragul de el. Să-și asume consecințele votului pentru actualul președinte. El este cel care a creat situația juridică de menținere ăstora la guvernare. Da, dar azi grupul socialiștilor a votat în votul. Să nu uite, pentru că Dodon a spus și public: domnilor, eu am votat președinte pentru că nu aveam timp să-mi dezvolt partidul ca să devin partid parlamentar. Dar așa mai rămân cel puțin 2 ani de zile deputat. Chestiunea asta este foarte gravă și trebuie să fim onești față de noi înșine. De aceea și Igor Dodon ca și Ghilețchi sunt complici, sunt coresponsabili a crimei care s-a produs astăzi. Orice lege într-un stat normal, dacă nu reflectă și nu este în armonie cu legea lui Dumnezeu, este o lege împotriva poporului.